Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Iată, în vreme de pandemie ne-am deplasat la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din Satu Mare, care s-a redeschis de curând. De ce am făcut acest lucru? Pentru că există foarte mulți membri ai Casei de Ajutor Reciproc a pensionarilor din Satu Mare, care în aceste vremuri dificile mai au nevoie de câte un împrumut pentru a-și definitiva lucrările agricole sau pentru nevoile personale. Prin intermediul acestei emisiuni veți afla și ultimele noutăți în ceea ce privește activitatea de aici, de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din Satu Mare. Motiv pentru care l-am solicitat pe domnul Lucian Mărișca, președintele CAP Satu Mare, să ne faciliteze realizarea acestei emisiuni cu noutățile aferente. Bine v-am regăsit, domnule președinte Lucian Mărișca. Ne bucurăm că suntem împreună, sănătoși. Păstrăm distanța regulamentară. Ne-am dezinfectat la intrare aici în CARP și cred că ați trecut atât dumneavoastră cât și colegii cu bine peste această primă perioadă de restricție, prin această stare de necesitate care a impus niște reguli clare. Cum v-ați descurcat în această perioadă cu membrii CARP, dacă au fost solicitări pentru împrumuturi? Da, bună ziua dumneavoastră, bună ziua telespectatorilor care ne ascultă. Sigur că da, a fost o perioadă un pic grea pentru toată lumea și mai este că nu s-a terminat, cum bine se știe, nici n-are rost să lungesc eu, să intrăm în prea multe detalii. Pot să spun numai că în perioada de dinainte de sărbătorile pascale am înjumătățit personal. Deci jumătate personalul a fost în concediu, jumătate au venit la serviciu. Cam două săptămâni o parte și două săptămâni partea elaltă. În săptămâna de după sărbătorile pascale, prima săptămână și a doua, deci săptămâna trecută și acum două săptămâni, de fapt era vorba numai câte de patru zile într-o săptămână, am închis tocmai pentru că toate indicațiile de la forurile de specialitate, deci de la instituțiile care se ocupă de protecția noastră, a tuturor de fapt, am înțeles că va fi vârful și să ne ferim și de 1 și 2 mai, și sigur că am ținut închiși două săptămâni. În schimb, am lăsat un afiș pe ușă. Dacă a fost vreo urgență sau doar careva dintre membrii noștri au dorit vreo informație, o sunat la telefon, sigur că da, i-am răspuns. Am lăsat telefonul meu sigur ca să nu trebuiască să le sune pe colegi sau nu știu ce. Și așa cum ați văzut și dumneavoastră, la intrare noi ne-am luat toate măsurile încă de la început pentru dezinfecție, pentru deratizare, chiar și dezinfecția întregii unități care se face zilnic și în special și la plecare, după care se închid ușile, sigur că da, și dimineața se aerisește cu aceeași deratizare din nou, dezinfecție din nou, pentru că fiind închis, sigur că da, Doamne ferește, orice ar fi înăuntru sau în aer, cum se spune, virusul actual în aer, până în ziua următoare, cum se deschide ușa, nu este o problemă. Mă bucur, sigur că da, pentru membrii noștri, care să știți dumneavoastră că de cel sunt cei mai corecți după câte, adică persoana de vârsta a treia, mai bine zis. Sunt cei mai corecți, sunt cei care sunt care respectă cel mai mult toate și ordonanțele care au fost, acum și ce urmează în viitor, sunt înțelegători și sunt răbdători. Deci nu sunt așa că acum, domnule, gata, haide, ne aruncăm, avem un pic de relaxare, gata, îi dăm drumul, nu mai ținem cont de nimic sau așa ceva. Nu. Să știți că mă bucur pentru ei. Sunt persoanele cele mai vulnerabile, cum se spune, deși respectând toate, atunci cred că putem liniștit să mergem în continuare, ca să nu fim, un mare filozof spunea odată, domnule,
Nu poți să alegi cum să mori, dar poți să alegi cum să trăiești. Deci dacă noi vom respecta și una și alta, atunci sigur că da, vom trăi și vom învinge. Și poporul român este un popor harnic și puternic. Nu cred că nu se poate trece peste așa ceva. Altfel, mergem și ne aruncăm toți în grotă și gata, am terminat. Foarte frumoasă această divagație pe temă, mai ales cu acest citat al celebrului filozof. Da. Nu putem să alegem cum murim, dar putem să alegem cum să trăim. Să trăim, iar noi avem această libertate de a alege, dăruită, desigur, de bunul Dumnezeu. Au trecut câteva luni, domnule președinte Lucian Mariscă, stimați telespectatori, de când nu ne-am mai întâlnit într-o emisiune. Înainte de emisiune, trebuie să spun, am aflat că avem noutăți, stimați telespectatori, foarte de bun augur pentru toți membrii CARP și potențialii membrii CARP, pentru că noi v-am spus de atâtea ori, mai nou, se pot înscrie aici la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Satul Mare, și țărbăreni care lucrează, care au un contract de muncă și nu neapărat sunt pensionari și desigur pot beneficia, după ce devin membri și au un fond, pot beneficia de împrumuturi consistente pentru a vă completa anumite investiții sau pentru a vă îndeplini anumite dorințe personale sau, de ce nu, familiale. Așadar, să intrăm direct în temă, în ceea ce privește noutățile, ce ne puteți spune, domnule președinte Lucian Mariscă? Da, avem cel puțin până acum două noutăți, dar aș completa la ceea ce a spus dumneavoastră acum referitor la înscrierea salariaților și a pensionarilor sau ajutor social sau indemnizație sau indiferent ce fel de venit are, sub formă de ajutor social, sub formă de pensie de handicap sau ceva, sau membrii aflați în întreținerea unei familie, cum de exemplu sunt care sunt tutore, sunt care are un handicap și este minor, dar totuși este îngrijirea unui părinte. Se pot înscrie tot și ceea ce nu s-a repetat de mult și ceea ce nu prea știe lumea, soțul sau soția care nu are niciun venit sau care nu a lucrat în viața lui pe vremuri când au crescut copiii, femeile, soțiile și n-au apucat să lucreze sau nu știu, sigur că n-au un venit, dar se pot înscrie cu 50% din venitul soțului, indiferent ce fel de venit este, adică cu jumătate pensia lui sau jumătate salariul lui. Ca să trecem la noutăți acum, sigur că da, se știe și s-a mai difuzat Revelionul care am început de anul ăsta, care a fost în ianuarie de altfel, urma să facem un 8 martie și o adunare generală, ceea ce nu s-a mai putut pentru că în martie se știe în ce au intrat măsurile speciale. Măsurile speciale și unde a intrat de fapt toată lumea, nu numai țara noastră și referitor la pandemie, bineînțeles. Așa că asta urmează să vedem ce, când o vom face, dacă mai târziu se va permite, dacă nu, sigur vom începe anul viitor. Am vrut să începem și alte activități pentru îmbunătățirea activității și cu atât mai mult într-ajutorarea membrilor CARP, că de-aia suntem organizație non-profit și non-guvernamentală, într-o ajutorare mutuală, tocmai ca să putem să-i ajutăm pe lângă facilitățile care deja se știu. Am vrut să începem cu excursii la transport gratuit, bineînțeles, dar uitați că n-am reușit. Da, asta rămâne pe pentru viitor. Pentru membricar, bineînțeles. Dar urmează pentru voi, pentru viitor, în funcție de cum vom trece toți peste necazurile astea care sunt acum. Nu suntem noi singuri, suntem toți. Ei, ca noutate cea mai bună, zic eu, la ora actuală și care cred că îi încălzește pe mulți pensionari, ceea ce nu am reușit să dăm publicității până acum, este că de luna trecută am micșorat dobânda cu 1% și am mărit quantumul, l-am promut la 35.000 de lei. Vorbim în lei românești, sigur, care se pun leu, asta este moneda națională. Acum, dacă vor să mă înțeleagă mai bine
pensionari care încă vorbesc în milioane și nu numai pensionari, că vorbesc mulți în milioane, chiar s-au auzit și în mass media sau în special în emisiunile televizate, pe sticlă, cum zic eu, chiar și aleșii noștri care au funcții, care ar trebui să facă o diferență între leu și milioane. Și ea mai vorbesc. Deci ca să mă înțeleagă mai bine, 35.000 de lei la ora actuală sunt 3 milioane și jumătate. Oricine poate vedea dacă adaugă în 4 zerouri alea care au fost tăiate. Deci, iată două lucruri foarte importante pentru membrii CARP și v-ați referit aici la pensionar, dar nu numai pentru pensionar, pentru toți membrii CARP sunt valabile noile condiții, scăderea cu 1% a dobândei și, desigur, mărirea plafonului de împrumut la 35.000 de lei. Vreau să vă întreb de excursii, în perspectivă, unde vă gândiți să organizați aceste excursii și cât vor dura, o zi, două, sau cum vă gândiți? Deocamdată m-am gândit să facem excursii în țară. Sigur că dacă pot, dacă sunt mai departe, de exemplu, cum alți colegi de-a mie din țară care fac cu Delta Dunării, care fac altceva, durează 3-4 zile sau, mă rog, o săptămână, știu eu. Dar acum să vedem o dată când vom porni. Asta am avut de gând să pornesc în vara asta, dar nu știu în ce măsură să reușim, în condițiile în care, dacă este adevărat ce spun oamenii de specialitate și, mă rog, biologii și așa mai departe, dacă mai vine și al doilea val, știu eu, înseamnă... Bă, vedeți, ideea rămâne, nu? Ideea rămâne, bineînțeles. Și după ce se vor... Rămâne și este, da, este da. Ușor realizabilă, cu atât mai mult, pentru că am spus că transportul vreau să fie gratuit. Decât, sigur că da, cazarea, dar și astea pentru pensionari, pentru că noi am mai avut grupuri unde am fost și de autoritățile locale și de cei care dețin câte un hotel în județ, ne-au înțeles și le-au făcut reducere chiar bine. Nu vreau să dau nume, dar am avut reduceri și în Satul Mare când am avut grupuri din alte județe, alți colegi din alte județe. Acum, sigur că da, referitor la dobândă, ca să fiu bine înțeles, mai ușor înțeles. Oricum ar socut numai din moment ce am micșorat dobânda cu 1% și numai 11% și 10%, oricum împărțești 12 la 11, oricum 12-11 nu intră odată. Ca să fiu mai pe înțelesul tuturor, mai băbește, mai bine zis. Deci înseamnă că e 0,1% pe lună. Cam asta vine. Ca să înțeleagă lumea, să știe ce. Și cu atât mai mult menționez faptul că toate dobânzile astea noi și tot ce este sunt afișate afară în sala operativă, decât omul trebuie să citească. Atât. Vreau să reamintim perioadele de împrumut. Perioadele de împrumut, pentru că am mărit cuantum, sigur că am mărit și perioada de împrumut. Sigur. Perioada de împrumut este la 30 de luni. Adică 2 ani și jumătate, dar în funcție de numărul de luni, noi în funcție de asta luăm dobândă. Deci, mai pe înțelesul tuturor, eu am spus că atâta este dobânda pe an, dar dacă el l-a luat pe 5 luni, pe 6 luni, pe 7 luni, probabil o sumă mai mică, nu știu. Normal că și aia deja s-a micșorat și dobânda mică este până la 1500 de lei, până la 15 milioane. Și abia după aia vine dobânda asta mai măricică un pic, dar cu toate astea, vă spun, dobânda față de alți creditori, zic eu, la ora actuală, suntem, deci noi n-am mărit dobânda, noi am scăzut-o. Și cu încredere poate să vină oricine, pentru că v-am zis, numai un pic trebuie să se informeze și să citească, sau nicio problemă, că informăm noi, de-aia avem și ghișeu de pentru informații și dacă nu mă întreabă pe mine, nicio problemă, le spunem și îi spunem și cu câți bani rămâne în mână, nu se pune problema. Poate pentru că... două exemple concludente, domnul președinte, mă gândesc la membrii care de obicei cam aceleași sume împrumută, periodic, luați o sumă așa, două sume de referință.
Da, o sumă de referință să mă uit și pe tabelele noi. Da, când chiar, aveți, până acum le țineam minte. Aveți calculator acolo. Calculator de dobânzi, bineînțeles, care este afișat și afară, dar pentru faptul că încă nu mi-a intrat cu totul, urmează, altfel celelalte le știam din memorie, sigur că da. Să zicem, deci, două exemple. Un 3.000 de lei, de exemplu, pe 10 luni, 285 dobândă. Oricum s-o cutești, nici n-ajunge nici la ce se ia mai mult. Sau, aș putea să vă dau un exemplu de 5.000 de lei pe 10 luni, îi 459, iar pe un an de zile e 550. Deci, oricum, îi socotim, tot nu ajunge decât la 8, sau ceva deci, de genul ăsta. Dobânda este modică în comparație cu alți creditori. Da, bineînțeles. Da. Păi dar este modică pentru și probabil că dacă trecem peste necazurile astea și probabil că dacă toți vor fi corecți și vor veni lunar, atunci s-ar putea să o mai micșorez anul viitor, după ce trece anul viitor. Acum mai sunt câteva luni, în condițiile în care toți o să fie corecți. Și ca noutate, încă n-aș putea să vă spun că, indiferent dacă au întârziat 2-3 luni, noi nu mai facem niciun fel de penalizare în condițiile astea. Le lăsăm așa cum este, deși în contract scrie frumos că după 3 luni de zile, dar și atunci după 3 luni, oricum, indiferent de pandemia asta sau, mă rog, de virusul ăsta sau fără, noi până la 3 luni de zile tot noi penalizăm. Abia după 3 luni de zile. Acum nu o să-i penalizăm nici după 3 luni, pentru că au fost care au venit, domnule, ce fac dacă nu pot plăti, că uitați, am ajuns șomer. Domnule, nu se întâmplă nimic. Ce se întâmplă acum? Nu poți. Deci nu poți să-l... Bun, cazurile mă gândesc că nu sunt multe. Nu sunt așa multe, dar mai sunt. Dar nici nu poți să-ți bați joc de membru ăla dacă într-adevăr n-are. Se bucură probabil că are banii pentru traiul de zi cu zi până când își va intra înapoi în normalitatea familiei, mă rog. Muncă, asta e, dar sigur că da. Cele necesare pentru a plăti cele și... Cele care au fost înainte, sigur că da. Da. Ce ne puteți spune de perspectiva altor facilități? La ce vă mai gândiți? Știu că dumneavoastră de fiecare dată aveți noi idei. Iată, ați vorbit de excursii. Mă gândeam dacă o să realizați și excursii la Pământurile Sfinte. Că sunt foarte mulți pensionari care vor să vadă locurile, să merg la Ierusalim, Mormântul Sfânt și așa mai departe. În prima dată trebuie să-și cunoască mănăstirile din țară și sunt locuri și până de să ne cunoaștem țara. Vă gândiți în Moldova, nu în special. Și în Moldova. Moldova, Necula, Arsenie Boca, deci sunt. Deci nu se pune problema să nu fie unde să facă vizita. Sunt locuri frumoase la noi. Dar mai întâi trebuie să ne cunoaștem țara, nu vă supărați, mai văd chiar și câte unul tânăr care nu-și cunoaște țara deloc, apoi atunci. Cum să avem pretenția să cunoaștem Europa dacă noi nu ne cunoaștem țara? Și să știți că am văzut și sunt cazuri. Revin la întrebare, dacă mai aveți și alte proiecte. Într-o vreme discutam noi despre un centru pentru membrii CARP, centru de asistență socială. Da, centru de asistență socială pentru membrii CARP. Deocamdată sediu vechi este folosit, așa cum am mai spus, se știe, pentru club, bibliotecă și avem și o sală de masaj acolo. Acum, în momentul în care voi găsi oameni de specialitate și care or să dorească să facă, de găsit, mai găsești, da. Toți numai pentru bani. Ei, eu nu vreau așa. Deci eu vreau cel puțin 50% reducere pentru membrii CARP. Și, sigur că de atunci îi oferim gratuitate. Am avut și un laborator care a început să funcționeze, da. Nu le-a mai convenit. Păi, sigur că da, așa nu. Da, o să găsesc eu până la urmă. Deci noi, înainte de a ne muta aici, când am avut când aveam chirie și pe Mihai Viteazu, vechi, adică el a fost cel mai vechi din 82, că ăsta de pe Transilvania a fost numai în 84. Acolo am avut laborator, am avut stomatologie, am avut interne. Sigur că da, dar au fost toți medici pensionari și le-au convenit.
Aia s-a retrocedat cu legea 12, să știe bine ce s-a întâmplat, nu-i problema, acum avem unde face din coace, dar să găsesc oameni. Dar medicii care au fost acolo atunci, Dumnezeu să ierte, nu mai este niciunul dintre ei. Știu că v-ați implicat și în ceea ce privește problemele de oftalmologie. Au fost da, oftalmologia funcționează. Nu știu dacă vor reveni aceste consultații gratuite. Au fost după ce va trece. Da, după ce va trece, ultima dată a fost în pandemia asta care ne înainte de pandemie probleme, da. A fost în februarie la sfârșit sau chiar la începutul martie, mi se pare că au fost și la distribuție n-au mai apucat să vină, că a intrat pandemia asta, virusul ăsta gros deja, dar ei s-au trimis prin fan curier la toți care au fost. S-au trimis ochelare prin fan curier și după ce va trece, sigur că vom mai veni, am și discutat cu firma respectivă, m-a sunat, zice, ce facem? Domnule, zic eu, noi vă așteptăm când se poate sau când se dă drumul, să veniți, că nu-i nicio problemă. Și vom continua, sigur, cu oftalmologia, spitalizarea, cum am zis, care e acum de un an jumate. Eu am mai spus și spun și acum, care a fost anul trecut în a fost spitalizat și nu și-a luat cadou de la noi, să vină, că am modificat în calculatoare programul, am modificat programul în calculator și se vede că nu a luat anul trecut, chiar dacă ieșirea din spital este de anul trecut, să vină că noi o dăm anul ăsta. Știu că aveți colaborări foarte bune cu omologii dumneavoastră din alte județe, din nord-vestul țării, din țară, periodic vă întâlniți. Nu știu dacă n-au fost discuții legate de anumite modificări legislative, amendamente pe care le propuneți pentru a îmbunătăți și mai mult activitatea carpurilor din țară. Păi, discuții au fost și chiar la nivel înalt și chiar numai acum că trebuia să fie congresul în mai, în 8 mai și nu s-a putut ține, chiar dar acum trebuia să avem. Dar necesitate. Federația Națională a Carpurilor din România a făcut un demers la guvern, ținem legătura cu federația, sigur, tot timpul, pentru îmbunătățirea legii 540, legea carpurilor la nivel național, nu legea carpului satul mare. E a tuturor carpurilor, care mai trebuie completat și mai este 248 din 2011, OUG-ul 248 din 2018, din 2011, care trebuie îmbunătățit pentru că s-au făcut niște anomalii în sensul că pe noi BNR-ul au zis că suntem un IFN. Noi nu suntem IFN, domnule. Scrie frumos oricine și în toate documentele noastre, inclusiv în regulamentul de funcționare care îl primește fiecare membru care se înscrie și ar fi bine să-l citească. Și cum am spus mai înainte, e bine să se uite și pe fișier ca să vadă ce noutăți sunt. Acolo sunt tot felul și dobânzile și model de completare a unui document și una și alta, pentru că nu toată lumea știe să-l completeze până la toate ori. Ei, și revenind la îmbunătății, pentru faptul că pe noi ne-au încadrat la IFN, nu. Noi suntem Asociația Pensionarilor denumită CARP Satu Mare. Asta este Casa de Ajutorii și Proca Pensionarilor Satu Mare. Statutul juridic. Da, alții altceva. Legea 540 scrie frumos, este semnată, promulgată de șeful statului. Suntem non-profit, non-guvernal, într-ajutorare mutuală și benevolă. Deci, asta spune tot. Ar trebui să înțeleagă chiar și să nu mai zic de dacă avem câte o executare silită sau așa ceva, bineînțeles, magistrații mai sunt și din astea. Mai sunt și din astea, da. Și indiferent, orice organ de control sau nu ar trebui să vadă despre ce este vorbea și prima dată să citească legea, dar mulți nu o citesc și nu vin. Nici măcar nu se interesează, dar ne asimilează exact cu știu eu care fundație sau știu eu cu care asociație care într-adevăr este profitabilă. Noi nu facem profit, domnule. De-aia ne permitem să facem multe ajutoare, adică multe beneficii în folosul pensionarilor, asistență socială chiar facem. Cu dumneavoastră am mai discutat când am făcut
și cadouri, chiar și cărucior cu rotile, când suntem în legătură bună cu Caritas, suntem, avem sponsorizări și de la alte unități, sigur că noi toate astea le transmitem și noi mai departe la membrii noștri care știm că au o situație materială precară sau nu au putut să-și plătească, discutam mai înainte de rate, l-am împrumut. Eu am mai spus și spun și acum, împrumut folosim cuvântul ăsta pentru că așa este cunoscut în sistemul bancar, dar nu este împrumut, este un ajutor rambursabil, scurt. Ei, care a întârziat și nu a putut să vină, am o luat o sumă mai mare, i s-a reținut ca să nu depășească termenul să intre la penalizări. La noi numai atunci intră la penalizări când a depășit termenul, după ce sigur că dăm în prealabil, noi am trimis o somație. Dacă nu se prezintă nici la somație, dar sunt care știu, nici nu trebuie să îi trimite în somație, că se prezintă ei singur, domnule, ce fac, uite, acum am rămas aici, n-am putut plăti. Și într-adevăr, vin care, șeful mie, acum am trebuie, chiar și asta am avut un caz, mie acum am trebuie bancă, acum am mi-aduce lemne pentru iarna viitoare, pentru că dacă nu le cumpăr acum, mai târziu vor fi mai scumpe și văzând la televizor, eu n-am văzut, sigur că de la știri, probabil, în Maramureș s-a întâmplat ceva că au furat ceva lemne din pădure cu peridou, cu ceva de genul ăsta, îmi spunea astăzi că eu dacă stau și ascult pătăți, nu mai trebuie să mă uit la televizor, că știu știrile de la la Z. Și asta îmi spunea, zice, domnule, dar se poate așa ce uitați? Că probabil se poate, nu știu, zicea că ar fi ieșit lumea în stradă acolo să nu treacă peridocul, ceva de genul ăsta îmi spunea. Dar, mă rog, și-a luat femeia lemne că îi trebuie, era de la, din mediul rural, sigur că da. Domnule președinte, Lucian Mareșca, să ne reîntoarcem la ajutoarele rambursabile. Vreau să vă întreb dacă există un membru CAP care a primit un ajutor rambursabil de 5.000 de lei, respectiv 50 de milioane în terminologia veche. Da. Dacă dorește, să zicem, după 6 luni să ramburseze întreaga sumă pe care a primit-o, se reduce din dobândă sau dobânda rămâne aceeași? Dacă, de exemplu, după 6 luni, nu după 12 luni, el plătește toată suma înapoi. Deci, ca să ne înțelegem mai bine și cu chestia asta, și foarte bine că m-ați întrebat. Mulțumesc pentru este... Da. Pot să vă spun un singur lucru. Ca să ramburseze mai repede înapoi, da? Nu ramburseze nimeni. Doar în cazul în care îi trebuie o sumă mai mare. Dar în contractul de împrumut, l-am denumit așa, deși e ajutor rambursabil, că așa se cunoaște, v-am zis mai înainte. Mai, sunt cam similare cele două cuvinte. Sunt cam similare, de v-am zis. Scrie frumos că rambursarea anticipată a sumei nu necesită restituirea dobânzii. Și vă spun și de ce. Pentru că atunci când vine omul la împrumut, noi ne întrebăm, domnule, pe câte luni vrei? Niciodată nu întrebăm pe ani. Pe câte luni? Ca omul să știe cât pot. Păi, nu știu, pe atâtea, nu știe să... Bun, nu știi să spun pe câte luni. Spune dumneata cu cât poți plăti pe lună. Ce sumă poți plăti pe lună? Păi dumneavoastră ce ziceți? 300, 400, care cum? Dumne, eu de aia te întreb pe dumneata. Eu nu pot să-ți te oblig pe dumneata să plătești 300, 400, 200, 500, pentru că este termenul de la 1 la 30 de luni, am spus mai înainte. Dar dacă dumneata cu cât e numărul de luni mai mic, atât ai dobânda mai mică. Cu cât e numărul de luni mai mare, atât ai dobânda mai mare. Și atunci el zice, nu, dacă plătesc 300, cât e? Mă uit și eu în tabelă acum, v-am zis. Și îi spun, dacă e 200, cât e? Diferența este foarte mică. Foarte frumoasă deci, consilierea asta și utilă pentru... Dar trebuie să știe care... omul. El poate să dea 200 de lei și în funcție de asta dumneavoastră îi faceți calculul perioadei, nu? De sau rambursare, practic. Sau mult zic, vin, deși au fond și au un așa. Deci, șeful, eu vreau să rămân în mână cu 3.000 de lei sau cu 4.000 de lei. Cât trebuie să scot? Nu știe. Ei, facem calcul aici pe loc. Automat, da. Da, omul să știe, exact. Dar deci, omul, când pleacă de aici, el trebuie să fie convins că, da, domnule, asta este și că asta e soluția cea mai bună. Bun, și la 3.000 se adaugă dobânda, practic, ca să rămână în mână cu... Ca să rămână mă cu 3.000, ia 3.500, dar și la 3.500, mai înainte v-am spus să-i dobândă 285 lei, rămâne cu 3.000 și... Da, da, da. Dar da. Noi îi explicăm, îi spunem, deci nu se pune problema să nu,
să nu știe omul. Iată, stimați telespectatori, există o mare diversitate de posibilități aici la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Mai mult de atât, poate mulți dintre dumneavoastră deja știu. De exemplu, eu sunt membru CARP, cred că de 15 ani și doresc să împrumut suma de 5.000 de lei. Vin cu carnetul, vă rog să spuneți dumneavoastră procedura, vin cu carnetul, în cât timp primesc eu banii? Dacă îmi trebuie 5.000 de lei sau păi, 10.000 de lei, să zicem. Indiferent că dumneavoastră sau cine vine. Mă, m-am luat eu ca exemplu. Da, bineînțeles, ne luăm noi că suntem prezenți. Că suntem prezenți, da, sigur. Este valabil exemplu pentru toți cei care vin. Uitați, de exemplu, aveți... Să primească un ajutor... Aveți 15 ani, da? Da. Deci, aveți ajutor de deces deja 1.000 de lei. Da. Să nu vorbesc că ăsta crește în fiecare an. Acum, dumneata ai un fond de 3.000 de lei. Da? Da. Da. Și cu 1.000 sunt 4.000. Da? Da. Ca să mă băbește, ca da, să mă înțeleagă lumea. Da. Și dumneata le cer 5.000 de lei. Păi nu te mai trimit după giram, domnule, pentru 1.000 de lei. Nu te mai trimit. Noi nu purtăm omul pe drumuri. Și mai glumeam câteodată că era reclamă la televizor că în 24 de ore primești împrumutul. Nu, la noi în 24 de minute, sunt închei 24 de ore. 24 am văzut și în presa locală. Da. Foarte frumos, da. Deci în 24 deci, de minute, da. Păi domnule, ai venit, am scris, am făcut calculele la ghișeu. Și ai luat bani. Deci... Și oricine vine în 5 minute, în 10 minute, hai să nu exagerăm. Nu, dacă sunt mai mulți, normal, că normal. Trebuie așteptat puțin. Dar o jumătate de oră, maximum 45 de minute, în funcție de cât sunt. Ați văzut dumneavoastră, mai înainte v-am spus că sunt cuminți. Ați văzut acum cum vin așa pe rând, de câte 2-3. Deci nu a fost aglomerație. Da, a fost, sigur, când nu a fost pandemia asta, când nu a fost... restricțiile astea au venit și de-aia au fost și la început, iar acum, până pe la ora 11, când au voie să se plimbe, vin. Sigur, o să vedem acum ce se întâmplă din 15 încolo, dar să știți că sunt, eu am zis și am încredere în ei și ăsta este adevărul. Și de-aia, dând exemplu ăsta cu împrumutul, de-aia trebuie să înțeleagă majoritatea membrilor CARP. Cine-i nou înscris acum, deci nu are nici vechime, nu are nici fond, nu are nimic, sigur că îi trebuie și câte un girant. Noi luăm câte un girant. Dar mai ales cei din familie să girează dintre ei, nu e nicio problemă. Soțul pe soția, soția pe soț. Pentru că asta este legea. Care nu își caută câte un girant, pentru că e la început și diferența e mare. El vrea 3.000 de lei, dar el nu are fond 9.200 de lei și nu are vechime decât vreo 2-3 luni, 5 luni. Și diferență de 1.800 și ceva de lei și nu ce deci nu om și noi e marjă de siguranță. Însă, în completare la toată chestia asta, pot să vă spun și chiar îi rog pe toți membrii să mă asculte și ei știu, în momentul în care au venit cu carnetul, când ai deschis carnetul omului, deja se vede oglinda. Și cine a plătit consecutiv, dar rar sunt ăia care o lună, două, dacă n-au plătit, dar din varii motive, ori a fost prea greu, ori chiar nu a avut atunci, ori a fost plecat de acasă și nu a venit, dar dau telefon sau spun. Deci cu ăștia nu e nicio problemă. Majoritatea sunt corecți. Acum, vorba din bătrâni, pădure fără uscături, nu este. Mai avem? Da, ar trebui făcut o altă precizare referitoare la domiciliul anumitor membri CARP, unii se mai își schimbă domiciliul și atunci obligatoriu ar trebui informat și CARP-ul, nu? Pentru ca să poată exista această comunicare, mai ales că sunt și comunicări trimise prin poștă, nu? Și atunci, nu știu dacă ați avut cazuri de acest gen, a ajuns înștiințarea la o anumită adresă, membru care nu mai locuia acolo, nu știa despre ce este vorba, n-a ajuns la el informațiile, n-au ajuns informațiile la el. Deci în situațiile astea, ce precizări aveți pentru cei care schimbă domiciliul? În situația asta vă sau se mută în alte localități, da. Să zicem. Între timp și are un ajutor rambursabil. În situația asta vă spun eu cum este. Sunt care anunță, sunt care nu anunță. Exact, care
au plecat dintr-un județ în altul. Noi avem din toată țara avem membri, avem chiar și din București, deși în București, i-am mai spus asta, deși în București sunt 6 carpuri mari și late. Bine, nu sunt așa mari, că nu doar că sunt așa mari cum suntem noi, dar este un carp foarte mare, unde avem și federația, unde are sediul federația. Dar, ca să fie liniștit, cel mai sigur lucru, noi un simplu telefon la CJP-ul și știm unde s-a mutat, pentru că acolo anunță unde s-a mutat, pentru că altfel nu poate să iei pensia. Deci să nu creadă că noi nu-l găsim. Asta este un aspect. Deci îl găsim în 5 minute, dacă vrem. A mai fost chestia, i-am trimis somație și o venit și o spună că el nu a primit nimic. De vreo 2-3 ani încoace le trimitem recomandate. Sub semnătură. Și nu poate să spună că nu a primit. Pentru că dacă nu a fost acasă, acum Poșta Română are legea ei, nu știu ce lege are. Dar noi în fiecare lună scoatem tabelul de la ei, am avut chiar și o cunoștință bună. Păi eu n-am primit nimic, nu se poate, domnule. Păi mie nu mi-a dat poșta, nu se poate, uite, de aici tabelul scrie că ai primit. În fața legii noi suntem... Și zic, du-te la poștă și vezi ce eu zic. O mers la poștă, păi cum? O zic că, nu știu, du-te la poștă și rezolvă problema acolo, că din punctul nostru de vedere noi suntem... Deci noi ne-am luat toate măsurile de precauție, indiferent dacă o schimbat un domiciliu sau va. Și observăm și noi când vine cu buletinul, că vine și am împrumut. Domnule, dacă în carnet este o adresă și în buletin este alta, corespunde CNP-ul, care îl scriem, vedem. Și îl întrebăm, domnule, te-ai mutat? Da. Dacă nu ne-a anunțat el, dar sunt care anunță. Și de găsit, când ajunge la executor să nu mai vorbesc, că da. Sunt metode. Și adică este o lege unde... Da, cred că ar trebui să discutăm puțin și despre depozitele pe care membrii CARP le pot face periodic. Depozite în lei aici la CARP este o idee care noi am vehiculat în urmă cu vreo 2 ani într-o emisiune, dar care astăzi funcționează deja și la un moment dat ați precizat foarte bine dacă ai un fond mare aici la CARP, nu mai trebuie să apelezi la girant, la da. Soție, la soț sau la o altă persoană. Și atunci am vrea să discutăm puțin despre această opțiune pe care o au membrii CARP, în sensul că ei pot să depună aici la CARP anumite sume de bani, nu știu, 10.000 de lei, 20.000 de lei. Și dumneavoastră, într-o altă emisiune, ne-ați spus că au venit membrii CARP și au adus din alte conturi banii. Și acum vreau să vă întreb, pe carnet apare o rubrică separată pentru depozit sau intră direct în fondul cel mare al membrului CARP? Bineînțeles că apare fondului. Deci vorbeam mai înainte de fondul social. Fondul carnet, social, da. În carnet sunt două rubrici. Una este cotizație, care se adună în fiecare an. Și tot acolo intră și fondul lui care și l-a făcut depozit. Și în rubrica aia altă este contribuție. Contribuția e 2%, adică 2 lei, pe, 2, sumă fixă, 2%, 2 lei pe lună. Într-un an sunt 24 de lei. Noi deja, de la 6 luni încolo, începe, aia reprezintă SAD-ul, cum a fost pe, mai de mult denumirea, dar de fapt reprezintă contribuția la fondul, cotizația la fondul de deces. Contribuția la fondul de deces. Dar ăsta crește. Păcat că n-am acces să vă arăt un citat. În sfârșit n-are importanță. Și spune dividendele referitor la depozit și referitor la fondul social al omului. Și sunt care au adus bani din bancă, nu numai 10.000 de lei. Stați liniștiți, sunt și cu 15 și cu 20 și probabil că vor fi mai mult. Tocmai pentru faptul că vă spuneam mai înainte că noi nu avem comisiuni nici de administrare, nici de păstrare, nici de daie, nici robor, nici asta, nici aia, nici nimic. Asta îmi spuneați înainte de emisiune, da? Da, deci nu avem nimic. Deci noi nu avem comisioane. Și de-aia le convine să păstrează. În schimb, dividendele sau dobânda care ar fi, se regăsește în ajutorul de deces care îl primește fiecare membru de la noi. Eu am mai spus-o și spun deci crește.
Crește. Dacă are un depozit mare. Bineînțeles că crește. Crește în funcție de vechimea în parc, în carp. Și sunt mulți care au vechime, cum v-am explicat dumneavoastră mai înainte, cu vechimea de 15 ani sau 20 de ani. Păi sunt care au, la ora actuală, gândiți-vă, are un fond de vreo 5.000 de lei. Dar sunt care au și mai mult. Și are vechime mai mare de 15 ani. Deci el din start are aici 7.000 de lei, adică 70 de milioane. Se duce la CGP-ul, mai acolo e 5.100 și am înțeles acum da, că a murit. Mai nou, da. Mai nou, am înțeles că a murit ajutorul de deces. Dar acolo e atât. Aici primește înapoi toate drepturile. Odată mai nu vreau să supăr pe nimeni nici... Inclusiv fondul, mă rog. Sigur. Dar vreau să vă mai pun o altă întrebare. Dacă anumiți membri și fac un depozit aici, bun, aduc banii dintr-un cont, dintr-o bancă, vin aici la dumneavoastră, au ajuns, să zicem, la 10.000, la 100 de milioane și mâine are nevoie de 20 de milioane din depozitul lui. Poate să vină să ridice banii? Poate să vină să ridice, nu spune nimic. În ce condiții poate să își retragă 2.000 de lei, să zicem? Are nevoie de 2.000 de lei. 2.000 de lei nu face nimic. Sunt conturi separate. Deci poate să iei un împrumut, am zis mai înainte, fără girant, fără nimic. Asta vreau înțeles. Modică, iar dacă el vrea 20.000 și are numai 10.000, nu e nicio problemă. Poate 20.000, 20.000, de acum v-am zis că cuantum l-am mărit la 35. Nu vrea să ia ajutorul rambursabil, vrea să ia din banii aia, care are nevoie, poate. De păcat că strică. Și îl strică și le explic la cei mai mulți. Chiar astăzi am avut o cerere de lichidare. Noi nu de lichidare, vorbesc nu, de... Nu poate, că sunt conturi separate. Acum am dacă poate să-și ia, să zicem, poate. 2.000 de lei, din nu aia 10.000, din depozitul lui. Ia împrumut, nu poate lua pentru că sunt conturi trebuie separate. Trebuie să ia împrumut. Da. Deci, nu-i trebuie gira, nu-i trebuie nimic. Dar sunt foarte mult. Vine, deci am un membru care vine lunar, e 500 de lei pe lună. Atât. Dar lună de lună. Sau am care ia 1.000 de lei pe 3 luni. Dar asta se repetă și a doua lună sau a treia lună, dacă nu a plătit ultima rată, vine dați-mi iară 1.000 pe 3 luni și îmi scădeți ce-am mai rămas. Deci nu... Domnule președinte Lucian Marișca, emisiunea noastră se apropie de final. Sigur că da, telespectatorii noștri, sătmărenii, care doresc să afle mai multe informații despre Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, dacă doresc să devină membri, pot să solicite de la domnul președinte informații suplimentare. Ușa este mereu deschisă. Dânsul este un om cinstit, loial și generos, mai ales cu cei care vor să afle cât mai multe informații despre ajutoarele rambursabile, despre facilitățile care se acordă membrilor CARP. Așa cum a precizat și domnia sa la începutul acestei emisiuni, pot deveni membri CARP și cei care au pensii de invaliditate, care au tot felul de indemnizații, angajații care lucrează la o firmă sau lucrează la stat, pot să vină să devină membri, iar la un moment dat când au nevoie de un ajutor rambursabil, de exemplu să-și completeze o anumită sumă pentru a face o investiție sau pentru a-și cumpăra, de ce nu, o mașină sau, nu știu, fiecare are câte o dorință, iată, visele pot deveni realitate aici la CARP. Dacă în final, domnule președinte Lucian Marișca, așa, într-un minuțel, două, doriți să adresați câteva cuvinte membrilor CARP, să aveți așa un mesaj de încheiere. Sigur, da, în completare la dumneavoastră, da, mă rog. Oi fi eu generos, probabil că în afara... Generos în limitele legale, sigur. În limitele legale, da, aici în birou, da. Că unul cu unul fac numai doi. Mai generos, probabil că oi fi în afara serviciului, de la ușă încolo, că altfel mai cum. E ca încheiere acum, sigur că da. Mulțumesc tuturor pensionarilor, tuturor membrii care au înțeles și înțeleg foarte bine ce se întâmplă în ziua de astăzi și cum trebuie să respecte și chiar îi rog frumos să respectem mai departe. Chiar dacă vine starea de alertă și nu va mai fi starea de urgență,
tocmai pentru faptul că să trăim în armonie, în liniște, să fim buni și să ne ajutăm unii pe ceilalți, pe cât posibil, cât de mult se poate, mai ales dacă vedem că are nevoie de un ajutor, cum de altfel la noi se întâmplă în fiecare zi, așa cum spuneați mai înainte, găsim soluția ca omul să nu fie nici restanțier, să nu intre nici la penalizări și să rămână și cu bani. Cam asta este în scopul nostru aici. Sigur că da, în rest, ce să vă spun, le doresc multă, multă sănătate, că de asta au nevoie și, așa cum a spus, porțile noastre sunt deschise. Noi așteptăm cu mare plăcere pe oricine, cu atât mai mult că cine ne trece pragul și la înscriere primește și un regulament de funcționare unde scrie tot ceea ce am discutat noi și informații suplimentare dacă nu le dăm noi. Deci nu poate să spună nimeni că noi încercăm. Noi nu suntem, cum am zis în timpul emisiunii, încercăm, de-aia suntem aici pentru într-ajutorare mutuală. Toate cele bune și încă o dată multă sănătate. Vă mulțumim pentru informații. Nu uitați, așadar, stimați sănăreni, membri sau nemembri ai Casei de Ajutor Reciprocă a Pensionarilor din Satu Mare, să vă documentați în permanență și să țineți legătura cu domnul președinte Lucian Marișca, dar și cu colegii dumnealui de aici, care sunt foarte amabili și întotdeauna vă oferă informațiile necesare pentru a vă clarifica problemele. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, la revedere!